copiii care totuși se nasc în România și care totuși ajung să crească în România sunt victimele unor foarte multe otrăvuri puse capcane peste tot. A vorbit Ivan despre jocurile de noroc. Nici nu ești bine din casă că ai păcănele, ai pariuri sportive. Sunt tot felul de sisteme prin care minorii pot să joace ajutați de unii și de alții numai ca să le ia banii. În Iași, de exemplu, nu există loc unde să se adune tinerii și să nu fie reclamă la videochat. Suntem campioni mondiali la videochat. Orașe din România, pe rând, nu știu, eu știam de Iași, am aflat că Bucureștiul, după aia nu m-am mai auzit din alt oraș, capitalele mondiale ale videochatului. Scrie pe mașina respectivă parcată în fața căminului de studenți că poți să câștigi într-o zi 4.000 de lei. 4.000 de lei sunt foarte mulți bani. Habar n-am dacă câștigă într-adevăr o tânără 4.000 de lei făcând videochat. Dar tânăra respectivă, discutând cu oameni care au aprofundat psihologic acest fenomen, femeile respective trec apoi printr-o traumă imensă. Practic, le anulezi șansa, sau oricum le pui foarte mult în pericol șansa să aibă o carieră profesională solidă, să muncească, să învețe, să se realizeze profesional, vânzându-le iluzia unui câștig ușor. Unde-i statul român în toate discuțiile acestea?